frumos cu ceilalți copii. Când a venit moșul, a trebuit și eu să plec. Că așa sunt îndatoririle de serviciu și așa. Așa că Milena mi-a dat o felie de toc la de cozonac la pachet și am plecat. Așa. Nu mai contează asta, contează că ne-am întâlnit astăzi din nou în cadrul proiectului Simte Arta, coordonat de Asociația pentru Dezvoltare Urbană în București și finanțat de Fundația Orange. Este ultima lună de întâlnirea noastră. Iată, după 9 luni se poate naște copilul. Da? 9 luni de activitate în care peste 800 de persoane, aproape 1000 de persoane din Brașov, județul Brașov, Covazna, Harghita. Am putea spune că Brașovul, fără să spunem mari cuvinte, este capitala acestei regiuni, centru, sud-estul Transilvaniei. Din punctul acesta de vedere, și-a atins scopul proiectul Simte Arta, peste 800, încă o dată spun, de beneficiari cu diverse probleme, cu diverse dizabilități, au beneficiat de serviciile Muzeului Casa Mureșenilor, au venit la muzeu, încă o dată spunem că au venit puțin mai târziu o parte a presei, că mai mult de 800 de beneficiari din Brașov și din județul Brașov au beneficiat de serviciile oferite de proiectul Simte Arta. Noi vă bucurăm că, iată, nici nu mai știm, domnul președinte, câtă întâlnire este, cred că a 6-a, 7-a întâlnire. L-am văzut zilele acestea la televizor, la Mix, pe domnul președinte vorbind despre problemele nevăzătorilor, pe Costi la fel. Și eu sunt convins că aceste acțiuni mediatizate vor aduce și vor face ca oamenii, așa ziși normal, cum sunt mulți dintre ei, să știți că niște copii care au fost acum de la o școală din Noua au fost chiar cu gălăgie și cu probleme față de iată ce minți sunteți dumneavoastră ca de obicei. Deci nu știm exact care și cum este așa zis sănătos. Important este că, iată, în premieră spun, cu presa aici de față, în câteva zile, într-o săptămână maxim, domnul președinte, va veni și Liza, adică acel accesorul, acea mașină teleghidată, că sunt băieții aici și le place, pentru persoanele care nu pot să meargă, pentru cei aflați în scaun cu rotile, tot în cadrul proiectului Simte Arta, va sosi, dar vom face un eveniment separat. Noi